Construcție cu multe semne de întrebare pe strada Nicolae Testemițeanu din Chișinău. De mai bine de două luni, o cunoscută companie de pe piața imobiliară din Republica Moldova a început lucrările la un bloc de locuințe. Autoritățile locale susțin că firma nu are autorizație pentru noua construcție, iar cazul a ajuns în instanță. Reprezentanții companiei declară însă că au toate actele în regulă, așa că muncitorii continuă lucrările. Noul bloc de locuințe este ridicat pe un teren de pe strada Nicolae Testemițeanu și deja a fost construit parterul. Reprezentanții primăriei Chișinău spun că lucrările sunt ilegale, fără autorizație, iar conform regulamentului de urbanism, aici pot fi construite doar locuințe unifamiliale. Locuitorii din zonă se tem că se vor trezi cu alunecări de teren. El este chip să duc casele și ele de acolo și să rămâne fără locuință. Sigur că e periculos, că eu mai de unul mergeam și cranul este venit încoace. Și când am dat treceam cu autobusul, era foarte periculos. Copiii s-au trezit, noi ne-am trezit ușile, ferestrele, farfuriile în casă în blau. E imposibil așa de trăit. Cred că e clar pentru toți. Nu e regulă, corupție și tot. La primărie, poliția, eu nu știu, procuratura, ei trebuie să iau decizie. Am și oamenii din prejur care văd situația tot, ar trebui să iau decizie, să fac un meeting, eu nu știu. Noi oamenii sunt cam pasivi. Inspectoratul pentru supraveghere tehnică a emis un proces verbal și a sesizat Ministerul Afacerilor Interne. Compania însă nu s-a conformat. Acum reprezentanții inspectoratului spun că nu mai au pârghii legale să intervină. Contrav![ A fost trimis în judecată. Deci poliția sau dumneavoastră nu mai puteți interveni în acest moment? Nu, dar prin faptul că acolo sunt terenuri publice înconjurat. Primăria de mult trebuia să facă articolul 16, ocupare abuzivă a spațiului public. Angajații Preturii Centru au scos recent gardul din jurul șantierului. Gardul a fost de două ori evacuat de către colaboratorii Preturii sectorului centru. Totodată cheltuielile pentru evacuarea acestui gard sunt prezentate agentului economic pentru a fi compensate, astfel noi nu avem cheltuieli. În rest, toate măsurile care pot fi făcute de autoritatea publică locală au fost executate. Absolut toate materialele, dosarul administrativ, procesele verbale, absolut tot a fost transmis mai departe, conform competenței. Reprezentanții companiei de construcții au oferit un comentariu pentru TVR Moldova. Aceștia susțin că au cumpărat terenul și bunurile care se aflau pe acel lot de la o altă companie aflată în proces de faliment, dar care ar avea deja toate autorizațiile de construcție. Constatăm cu regret că obiectul în construcție de pe strada Testemițeanu este ținta unui atac orchestrat din partea unor persoane rău intenționate. Comunicăm cu toată responsabilitatea că Inamstro SRL deține toate actele permisive necesare edificării lucrărilor de construcție a blocului de locuințe. Anterior, într-un alt reportaj realizat de jurnaliștii noștri, Direcția Arhitectura Primăriei Chișinău a declarat pentru TVR Moldova că nu a emis autorizație pentru această construcție.